Pace și Domnul să binecuvinteze inima și mintea fiecăruia dintre noi. Aș vrea să continui ideea și pledoaria din ultimele mesaje în ceea ce privește maturizarea noastră, în ceea ce privește creșterea noastră în cele spirituale, în așa fel încât să ne întărim capacitatea de a putea judeca lucrurile, de a putea duce lupte, de a ne adânci relația noastră cu Dumnezeu, de a acționa așa cum se așteaptă Tatăl să acționăm, de la oameni destoinici pentru lucrări bune la care El ne cheamă. Aș vrea să vorbim despre un creștinism al mâinilor rănite, al mâinilor pline de bătături, al mâinilor trudite, al mâinilor pline de răni, din lupta, din truda la care ne-a chemat Dumnezeu, versus un creștinism al mâinilor delicate, al mâinilor care nu se dau puse oriunde la treabă, și care, din păcate, se găsește în mentalitatea multor creștini din ziua de astăzi. Îl cunoașteți pe tipul acesta, nu? Este Rafa Nadal și poza este după finala de la US Open, care a durat peste 5 ore. Și așa arătau mâinile lui. Și cred că arătau mai rău, dacă le-am fi văzut mai de aproape. Și aș vrea să ridic problema în ceea ce ne privește pe noi creștinii, problema așteptărilor nerezonabile, a așteptărilor nerealiste din viața noastră. Și înțeleg prin asta a așteptat de la Dumnezeu să facă lucruri pe care El nu le-a promis că le va face. Chiar dacă poate să le facă, chiar dacă le-a făcut în viața cuiva, n-a promis, nu ne-a dat de înțeles că le va face în viața noastră sau în timpurile noastre. Trăim timpuri când oamenii, și mă refer la creștini, au așteptări mari de la partenerul de viață, de la copii, de la biserică, de la guvern, de la conducerea țării. Uneori au așteptări și de la ei, dar mai rar. Și au așteptări de la Dumnezeu. Au așteptări mari de la Dumnezeu. Și Dumnezeu încurajează lucrul acesta. Ne încurajează să avem așteptări mari de la El. Singura problemă este așteptările acestea să fie realiste, așteptările acestea să fie în concordanță cu promisiunile Lui, în concordanță cu caracterul Lui și așteptările acestea să nu îi lezeze în niciun fel suveranitatea Lui, dreptul Lui de a acționa așa cum găsește El de cuviință să acționeze. Suntem datori, este datoria noastră și este o datorie extrem de importantă și trebuie să depunem tot efortul în relația noastră cu Dumnezeu, să nu avem așteptări nerezonabile de la Dumnezeu și mai mult să nu încurajăm pe alții să aibă așteptări nerezonabile de la Dumnezeu, pentru că facem lucrul acesta de multe ori, începând cu modul în care propovăduim cuvântul lui Dumnezeu, în care evangelizăm, și terminând cu semnalele pe care noi le dăm celor din familia noastră, celor din biserică și celor din jurul nostru. Și vom face asta dacă vom vedea ce spune Domnul despre El și planul Lui și nu vom vedea în Scriptură ceea ce dorim noi să vedem, pentru că suntem tentați să facem lucrul acesta. Să ne străduim să nu-L înțelegem
greșit pe Dumnezeu. Este foarte important. Și doresc să mă refer aici la modul în care Dumnezeu Tatăl vrea să lucreze în viața noastră de copii, a lui Dumnezeu, de copii ai Săi. Este trist să vedem cum în mentalul nostru s-a clădit ideea că noi ca și creștini, poate e prea mult spus, dar suntem o castă deosebită, suntem, dar într-un mod greșit, suntem protejați, suntem feriți de încercări și lupte, de greutăți. Nu știu cum am ajuns să credem, să ne așteptăm și chiar să propovăduim că noi suntem, vreau să parafrazez cu toată reverența, suntem purtați pe mâini de îngerii Lui ca nu cumva să ne lovim cu piciorul de pe piatră. Am luat din Scriptură ce ne-a plăcut și am construit o teologie care ne face slabi, ne face dependenți, lipsiți de vlagă. Nu mai suntem niște luptători. Mi-aș fi dorit cântarea aceasta, ridică-te oștirea lui Hristos, să facă să tremure termopanul, chiar dacă este mai dificil. Când nu existau termopane, geamurile puteau tremura mai ușor. Asta ar fi însemnat. Suntem noi o oștire a lui Hristos, gata să se ridice, sau suntem o oștire care face coadă la infirmerie? Pentru că fiecare unitate militară are o infirmerie, dar are foarte puține locuri. Acolo puțin se duc și în cazuri excepționale. Da, dar nu sunt ocupate decât noaptea. În timpul zilei nu prea aveai ce căuta în dormitor. Pentru că erai pe câmpul de instrucție și aveai un program foarte bine organizat. Ne așteptăm să avem tot ce ne trebuie, ne așteptăm să nu ne îmbolnăvim, să nu avem datorii, să nu ne pierdem joburile, să nu ne pierdem casele, să reușim în tot ceea ce ne propunem, să nu avem accidente, să nu avem probleme în familiile noastre, pentru că suntem creștini, nu? Să nu picăm examenele. Iar dacă sunt excepții, dacă cumva se întâmplă, putem foarte ușor și repede rezolva prin credință și rugăciune și revenim pe palier. Iar orice prezență a lucrurilor contrare pe care noi le așteptăm în viața noastră, așa cum am zis, indică o problemă de natură spirituală care trebuie rezolvată pentru a ne reașeza pe palierul acesta frumos pe care noi ni l-am construit. Am ajuns să credem că tot ce este inconfortabil, tot ce este neplăcut, tot ce implică efort și luptă, veghere, sudoare, cădere și ridicare, ne vine din altă parte, nu de la Dumnezeu. Dumnezeu a ajuns în imposibilitatea de a lucra după tiparul Lui. Aproape că nu mai poate să lucreze după cum vrea El să lucreze cu noi, pentru că este înțeles greșit. Nu mai vedem mâna Lui acolo. În afara tiparului fals pe care ne l-am construit sau care l-am îmbrățișat drept adevăr, Dumnezeu are mari probleme în a acționa cu noi. Oare care este modul lui Dumnezeu de a lucra în viața copiilor Lui? Haideți să deschidem la Evrei, la capitolul 12, după capitolul 11, în care ne este prezentată pleiada, lista de mari oameni ai credinței și tot ceea ce au făcut ei.
În capitolul 12, motivând de faptul că avem așa înaintași, avem așa oameni în jurul nostru, suntem îndemnați să o luăm înainte, cu stăruință. Și în versetul 2 ni se spune, citim de la 12, versetul 2 până la 13, să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea. În altă traducere este să ne uităm țintă la autorul și desăvârșitorul credinței noastre, adică la Iisus, care pentru bucuria care era pusă înainte a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șade la dreapta scaunului de domnie a lui Dumnezeu. Uitați-vă dar cu luare aminte la Cel ce a suferit din partea păcătoșilor o împotrivire așa de mare față de sine, ca nu cumva să cădeți de oboseală în sufletele voastre. Voi nu v-ați împotrivit încă până la sânge în lupta împotriva păcatului și ați uitat sfatul pe care vi-l dă ca unor fii. Fiule, nu disprețui pedeapsa Domnului și nu-ți pierde inima când ești mustrat de El, căci Domnul pedepsește pe cine îl iubește și bate cu nuiaua pe orice fiu pe care îl primește. Suferiți pedeapsa, Dumnezeu se poartă cu voi ca și cu niște fii. Căci care este fiul pe care nu-l pedepsește tatăl? Și dacă sunteți scutiți de pedeapsa de care toți au parte, sunteți niște feciori din curvie, iar nu fii. Și apoi, dacă părinții noștri tulpești ne-au pedepsit și tot le-am dat cinstea cuvenită, nu trebuie oare să, cu atât mai mult, să ne supunem Tatălui duhurilor și să trăim? Căci în adevăr, ei ne pedepseau pentru puține zile, cum credeau ei că este bine, dar Dumnezeu ne pedepsește pentru binele nostru, ca să ne facă părtași sfințeniei Lui. Este adevărat că orice pedeapsă deocamdată pare o pricină de întristare și nu de bucurie, dar mai pe urmă aduce celor ce au trecut prin școala ei roada dătătoare de pace a neprihănirii. Întăriți-vă dar mâinile obosite și genunchii slăbănogiți, croiți cărări drepte cu picioarele voastre, pentru ca cel ce șchiopătează să nu se abată din cale, ci mai degrabă să fie vindecat. Amin. Vă este comun textul acesta? Vă este comod textul acesta? Suntem siguri că îl înțelegem bine? În nici într-un caz. Ar trebui să te scot afară acum din sală. În nici într-un caz, dragi. Și dacă s-ar adresa evreilor, se adresează evreilor creștini, care sunt înainte mergătorii noștri și care sunt piatra pe care noi stăm. Deci nu există niciun subterfugiu în această privință, să nu ne înșelăm. Știu că este extrem de incomod textul acesta pentru fiecare dintre noi. Nu corespunde cu nimic din ceea ce am ajuns, pentru că am ajuns, să valorizăm în plan social, în plan educațional, în planul a ceea ce se întâmplă în familie. Nu corespunde. Par lucruri de undeva, de mult apuse și de mult trecute. Nu știu dacă mai sunt, nici nu este subiectul și nici nu vreau să mă complic, pentru că m-aș complica eu, să discut asta în ce ne privește pe noi în relațiile noastre. Aduc întrebarea mai departe. Mai este valabil textul acesta în relația lui Dumnezeu cu mine sau nu mai este? Mai este Dumnezeu unul care când primește pe cineva îi aplică o bătaie cu biciu? Este biciuit. Poftim? Da.
Dar vă vine să credeți? Ați spus cuiva vreodată când ați vrut să le evangelizați, vino la Domnul că are un bici pentru tine. Ați spus? Sau ați spus, vino aici, toți se iubesc, e bine, e dragoste, se ajută, își plătesc datoriile unii la alții, Dumnezeu e bun, Dumnezeu te iartă, chiar dacă mai păcătuiești, nu e nicio problemă și ajungi în rai. Asta e cel mai important. Ajungi cu Domnul. Și am ajuns să construim un creștinism ușor. Un creștinism al oamenilor slabi, care plâng și scâncesc la orice încercare a lui Dumnezeu de a face din noi niște fii vrednici, într-adevăr, și încercați. Și lucrul acesta este devastator, este un alt subiect. În ceea ce îi privește pe tinerii, mă refer la bărbații, la tinerii creștini, este devastator. Mentalitatea aceasta a făcut din tinerii creștini și vedem în biserici să fie din ce în ce mai plângăcioși, mai puțin implicați, mai puțin obișnuiți cu bătăturile în palmă. Înțelegeți metafora. Și noi în familie am făcut lucrul acesta. Prin modul prin care ne-am raportat la rândul nostru, la Dumnezeu. La un Dumnezeu care nu are altceva mai bun de făcut din perspectiva noastră teologică, decât de a asculta scâncetul meu și imediat să-mi dea ceea ce cer și ceea ce vreau. Dar asta n-are nimic de a face cu adevărul. Dumnezeu, Tatăl, ne pune înainte un model, ne pune înainte un tipar. Uitați-vă să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, care pentru bucuria care era pusă înainte, a suferit crucea, a disprețuit rușinea. Uitați-vă, dar cu luare aminte la cel ce a suferit din partea păcătoșilor, o împotrivire așa de mare față de sine. A suferit crucea, a disprețuit rușinea. A întâmpinat o împotrivire atât de mare față de sine. Este lucrul acesta aplicabil numai Domnului Iisus în relația Lui cu Tatăl și nu ni se aplică nouă? Pentru că El era Mântuitorul și pe umerii Lui trebuia să fie această povară? E o întrebare pe care vă pun și vă rog să meditați la ea. Textul, vom reveni asupra acestui, nu ne lasă o asemenea rezolvare. Tiparul, suferința Domnului Iisus nu era pedeapsa pentru păcatele noastre din timpul vieții Lui. Păcatele noastre au iertare și sunt spălate în sângele Lui care a curs pe crucea de la Golgota. Și găsim, Biblia este plină de îndemnuri, în special Ioan. Ioan Apostolul Dragostei este extraordinară. Aplecarea lui către lucrurile acestea foarte, foarte serioase. Ioan ne spune că dacă rămânem în el, trebuie să trăim cum a trăit El. Domnul Iisus ne spune, dacă pe mine m-au urât și pe voi vă vor urâ, veți fi prigoniți de toți, veți fi scoși afară, cei care vă vor ucide vor crede că au făcut o slujbă în favoarea lui Dumnezeu. Lucrurile acestea sunt undeva în trecut sau sunt și în prezent și pot să vină și peste noi? Sunt în trecut, sunt în prezent și pot să vină și peste noi. Într-un anumit mod au ajuns și la noi. Foarte, foarte subtil.
Acesta este modelul. A suferit el, o altă întrebare pe care o întâlnești foarte frecvent, și versetul, el suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a purtat asupra lui. A suferit el ca eu și tu să nu mai sufăr? Știu că sunteți, care aveți răspunsul da pe buze și sunteți foarte, foarte siguri de asta. Vă rog în numele Domnului, mai cercetați Scriptura. Mai uitați-vă la realitate. El nu a suferit ca noi să nu mai suferim, din perspectiva asta umană. Nu. Pentru că vedem aici că El vrea să ne prelucreze, vrea lucruri extraordinare. Vă dați seama ce, la care nu ne-am gândit atât de mult. Și în special evrei este, ni se spune despre Domnul că El a fost desăvârșit prin suferință. Tatăl, acela prin care sunt toate lucrurile, a desăvârșit prin suferință pe căpetenia mântuirii noastre. Și la începutul epistolei spune, El, cel care cu strigăte mari și cu lacrimi, a învățat să asculte prin lucrurile pe care le-a suferit. Fraților, nu știu de ce, dar aceasta este metoda lui Dumnezeu de a ne maturiza, de a ne crește, de a ne ciopli, de a ne transforma caracterul într-un caracter cristic. El omul, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. Deci aceasta este fără îndoială metoda lui Dumnezeu. Avem foarte multe întrebări. Dar privind la model, este modelul la care trebuie să privim țintă și pe urmele căruia trebuie să călcăm. Și lucrarea Tatălui făcută în El trebuie să o acceptăm la o altă scară în viețile fiecăruia dintre noi. Un model, o cale. Aceasta este calea. Nu este exclusivist. Dumnezeu ne ține numai în pedepse și numai în bătăi și în biciuială. Nu asta este ideea și o înțelegeți. Dar când Dumnezeu hotărăște un moment, hotărăște că a venit timpul să mă disciplineze. Voiam să vin cu altă traducere în care toate cuvintele traduse prin pedeapsă sunt de fapt disciplinare, pentru că asta este. Este vorba de disciplinare. Realizăm noi prăpastia dintre ceea ce credem noi și planul lui Dumnezeu? Este o prăpastie sau nu este? Suntem atât de puțin obișnuiți cu acest mod în care Dumnezeu a lucrat în Fiul Lui și vrea să lucreze și în noi. Și ne împotrivim într-un mod implicit, explicit. Dar ambele sunt dovada lipsei noastre de înțelepciune din partea lui Dumnezeu. Suferința lui a fost modul prin care Dumnezeu a lucrat în el. Cel desăvârșit a trebuit să fie desăvârșit prin suferință. Cel care era în deplină ascultare de Tatăl a trebuit să învețe să asculte prin lucrurile pe care le-a suferit.
Calea disciplinării, calea suferinței, e calea rânduită de Tatăl pentru formarea, pentru maturizarea și pentru desăvârșirea noastră. Pentru toți, fără nicio excepție. Asta nu înseamnă, așa cum am zis, că lucrul ăsta e o prezență constantă în viața, în cotidianul nostru. Slavă Domnului pentru dragostea Lui, care știe când și cum să ne îndrepte. Uneori nu ne îndreaptă atunci când ar trebui să ne îndrepte. Ar fi trebuit ca în biserica Lui lucrurile să se întâmple exact cum s-au întâmplat cu Anania și Safira. Asta ne arată acest episod, că așa ar fi trebuit El să acționeze. Și foarte mulți dintre noi, dintre cei care conduc bisericile, ar fi ales o asemenea cale. Dar Dumnezeu a ales să dea dovadă de har, de îndelungă răbdare. Și Anania și Safira și toți ca ei își tocesc pingelele și vin la biserici ani de zile și vor merge în iad și Dumnezeu îi mai lasă. Am vrea să înțelegem că Dumnezeu are dreptul și Dumnezeu vrea să ne disciplineze. Am vrea să înțelegem că nu este vorba despre pedeapsă pentru păcatele noastre aici. În textul pe care l-am citit, am uitat. Sunt două lucruri care ni le spune în startul ideilor. Voi nu v-ați împotrivit încă până la sânge împotriva păcatului. Câți dintre noi s-au împotrivit până la sânge împotriva păcatului? Este cineva care are limba mușcată și s-a dus la medic pentru că a vrut să-i spună ceva soției, dar și-a mușcat limba și a tăcut. Sau soțului. Și exemplele pot continua. În toate celelalte planuri. Nu v-ați potrivit încă până la sânge în lupta împotriva păcatului. Știți de ce? Pentru că nu înțelegem profund ce e păcatul. Și cât l-a costat pe Dumnezeu. Și ați uitat sfatul pe care vi-l dă ca unor fii. Am uitat, fraților. Am uitat. El n-a disprețuit rușinea. Noi, poftim, a disprețuit rușinea. Noi disprețuim sfatul, disprețuim pedeapsa Domnului, cum scrie în versetul 5. Ar trebui să inversăm lucrurile. Să disprețuim rușinea care însoțește lupta, mersul nostru, străduința noastră și să mergem pe urmele Lui și să nu disprețuim mustrarea Domnului atunci când suntem mustrați de El. Am vrea să privim fugar la câteva lucruri, pentru că este foarte important textul acesta și aș vrea să rămână pentru dumneavoastră și să ne reașezăm teologia noastră și perspectiva noastră, atât în ceea ce privește viețile noastre, cât și în ce privește viețile celor din jurul nostru. Disciplinarea lui Dumnezeu e o școală, dragii mei. Deci, este clar pentru mine, pentru dumneavoastră, dacă nu este, mai lămuriți-vă, că nu este vorba de pedeapsă pentru păcat, chiar dacă pedeapsa, disciplinarea, are ca bază,
capacitatea noastră de a păcătui, a plecarea noastră de a păcătui mereu și Dumnezeu vrea să rezolve lucrul acesta. Păcatul nostru nu este absolvit de pedeapsa pe care Dumnezeu mi-o dă, nu are cum. Singura modalitate prin care păcatul meu este iertat nu este că mă pedepsește, ci faptul că și-a vărsat sângele pentru mine și sunt chemat ca prin pocăință să vin înaintea Lui. Oricât de mult m-ar pedepsi pe mine Dumnezeu pentru atitudinea nepotrivită pe care o am față de soția mea, asta nu mă absolvă. Singura pedeapsă pentru așa ceva, știți care este? Moartea. Plata păcatului este moartea. Sună interesant, nu? Și incredibil, dar adevărat. Și le știm. Toate aceste lucruri le știm. Disciplinarea lui Dumnezeu este o școală. În versetul 11 este adevărat că orice pedeapsă pare o pricină de întristare, nu de bucurie, dar mai pe urmă aduce celor ce au trecut prin școala ei. Încercăm prin toate astea să deslușim fundamentul disciplinării relativ incomode, inadecvate, nerezonabile pe care Dumnezeu le folosește cu noi pentru a ne disciplina. Adică forța, să zic așa, biciul, loviturile. Nu că El nu folosește vorba bună. Celor ce au trecut prin școala ei. C.S. Lewis spune într-una din scrierile lui, asprimea lui Dumnezeu este mai gingașă decât blândețea omenească, iar constrângerea Lui este libertate pentru noi. Și este foarte adevărat. Disciplinarea lui Dumnezeu este pentru toți. În versetul 6, căci Domnul pedepsește pe cine îl iubește și bate cu nuiaua pe orice fiu pe care îl primește. Astea nu sunt exagerări, dragii mei. Disciplinarea lui Dumnezeu este pentru orice creștin. Pentru oricine, pentru mine și pentru tine. Și este desăvârșită voia lui Dumnezeu atunci când hotărăște ca în viața mea să vină durere, lipsă, boală, orice prin care eu să pot să mă ancorez tot mai mult în El, să înțeleg tot mai mult dragostea Lui, să devin tot mai mult dependent de El, să-L iubesc tot mai mult. E spre binele nostru. Nu vine să cred de multe ori. Dar așa spune Dumnezeu și trebuie să cred. Că e spre binele nostru. În versetul 10. Căci Dumnezeu ne pedepsește pentru binele nostru. Nu este un Dumnezeu sadic. Nu este un Dumnezeu care râde de durerile noastre. Ci are un plan care are în vedere binele nostru. Ajungem și acolo. E o dovadă de dragoste, mai mult. Ca să vezi. Nu numai că e spre binele nostru, ci este și o manifestare a dragostei. În versetul 6. Pedepsește pe cine iubește. Și vom vedea că n-are treabă cu cei pe care nu iubește. Ești iubit de Dumnezeu? Așteaptă-te și la asta. Și primește cu credință că dragostea Lui a rămas la fel de mare
că nu e plecat în concediu, că nu l-a păcălit cumva cel rău și ai rămas pe mâna lui. Trebuie să fim foarte atenți că încercarea, disciplinarea, pedeapsa pare o pricină de întristare și nu de bucurie. În versetul 11. Este adevărat că orice pedeapsă, orice disciplinare, deocamdată pare o pricină de întristare și nu de bucurie. Este o pricină de întristare, într-un mod aparent. Trebuie să trecem dincolo de suprafață pentru a putea să-i mulțumim lui Dumnezeu. Și pentru lipsurile noastre și pentru pierderile noastre, pe care uneori le cântăm atât de frumos în cântecele noastre, dar nu au nicio legătură cu ceea ce trăim, cu ceea ce gândim, cu rugăciunile noastre. Să fim atenți și echilibrați. Dumnezeu nu ne vrea nici bosunflați, nici masochiști. Trebuie să acceptăm măsura Lui, timpul Lui, să ne lăsăm pe mâna Lui. El știe cel mai bine ce, când, cum. De multe ori noi încercăm să hotărâm noi. Eu vă spun din proprie experiență, am făcut târguri cu Dumnezeu. Doamne, fă-mi mie asta. Pentru că știu că trebuie să faci. Este rânduită de Dumnezeu disciplinarea, pedeapsa, pentru a ne oferi roada dătătoare de pace a neprihănirii. Versetul 11. Nu putem avea în desagă roada plină de pace a neprihănirii decât dacă trecem prin disciplinarea lui Dumnezeu. Nu putem fi făcuți părtași sfințeniei Lui. În versetul 10, cum zicea fratele Pavel, dacă nu ne lăsăm pedepsiți, disciplinați, pentru binele nostru. Ce lucruri extraordinare, să fii făcut părtaș sfințeniei Lui, să ai roada dătătoare de pace a neprihănirii. Și prețul este acesta. Nu putem ajunge la lucrurile acestea fără abandonarea noastră în mâna lui Dumnezeu, care ne formează și ne prelucrează și ne transformă. Când disciplinarea, când pedeapsa vine în viața mea, am alternativă. Este foarte interesant ce spune aici textul. Ni se spune în raport cu disciplinarea, cu pedeapsa, ce să facem. Să ne supunem Tatălui Duhurilor. Este extrem de încărcată de semnificație. Și știți că noi punem pe seama duhurilor foarte multe stări pentru care plângem, nepotrivite în viața noastră, în viața celor din familia noastră, în viața bisericii. Există un tată al duhurilor. Nimic nu se întâmplă fără știrea, fără acceptul, fără hotarul pe care el îl stăpânește. Avem o singură alternativă, dragii mei, să ne supunem. Este un cuvânt tare pentru că eu și tu nu avem în mod natural lucrul acesta. Ne este foarte greu, este o luptă să te supui disciplinării. Și este din ce în ce mai greu din perspectiva vremurilor pe care le trăim.
Nu mai vrem. M-a frapat faptul că se studiază de mult în grupuri, în biserici ca noastră și în bisericile alte biserici, disciplinile spirituale. Dar se uită un lucru fundamental. Noi vrem să ne disciplinăm noi, să avem lucrurile la noi. Dar aici ni se spune că Dumnezeu vrea să te disciplineze. Dumnezeu vrea să te aibă pe mână. Și vrea să ajungi în starea în care a ajuns David când a venit prorocul la el și îi spune, pentru ce ai făcut, vreau să îți pun înainte aceste trei pedepse. Cu care vrei să te lovesc? Ce spune David? Să cad în mâna lui Dumnezeu. Asta ar trebui să fie atitudinea noastră. Când disciplinarea, când pedeapsa, când durerea, lipsurile, boala vin în viața mea, am alternativa să mă supun, să-L rog pe Dumnezeu să lucreze într-adevăr, să-i reușească ceea ce vrea cu mine, în așa fel încât să nu fie zadarnică. Pentru că de foarte multe ori e în zadar dacă nu înțelegi. Sau să mă scutur și să caut să scap. Și asta este o atitudine foarte întâlnită între creștini. Când vine ceva inconfortabil, ceva, trebuie repede să rezolvăm. Trebuie repede să postim, să ne rugăm. Domnul poate rezolva. A, te doare capul. Nu trebuie să te doară. De ce să te doară capul? Sau multe alte lucruri. Suferi de o boală incurabilă? Nu trebuie să mor. Domnul poate. Domnul poate, da. Dar ești convins că știi ceea ce vrea Domnul? Ești convins? Ești pe urmele celor, a femeilor, a celor care unii au primit înapoi, în 11:35. Este fabuloasă partea asta de evrei. Unele și-au primit înapoi pe morții lor în viață. Unii, la fel de credincioși, aș îndrăzni să spun eu, poate mai credincioși, ca să dobândească o înviere mai bună. N-au vrut să primească izbăvirea și au fost chinuiți. Și lista continuă. Nu e bine, așa cum am zis, să fim iubitori de durere, să ne autoflagelăm, așa cum făceau unii pe timpuri și mai fac și acum prin America de Sud. Nu asta este voia lui Dumnezeu, ci chemarea este să înțelegem planul lui Dumnezeu și să-i permitem lui Dumnezeu să acționeze în viețile noastre. Atunci când acționează împotriva confortului nostru, împotriva stării firești de a fi, pentru că este firesc să te simți bine când ești sănătos, când ai tot ce trebuie, când nu suferi de nimic, când ai bani, nu duci probleme, da, este cel mai comod. Stă în firea noastră să căutăm lucrurile plăcute. De aceea revin și spun că e o chestiune de credință. Acceptarea suferinței, durerii, privațiunilor ca mod de a lucra a lui Dumnezeu cu noi. Ce înseamnă să fii scutit de aceste lucruri? Ce înseamnă? Cuvântul este foarte dur. Ești un copil nelegitim. Ești un copil născut în fără de lege, în afara planului lui Dumnezeu.
Ați vrea ca asta să fie bănuiala pentru faptul că vă este atât de ușor și nu ați. Mi-am pus problema asta, de ce oare? Pentru că vedem în jurul nostru, sunt atâți care suferă în vari domenii. Și eu, mulți dintre noi, nu au probleme de genul acesta. Întrebarea este ce este în neregulă. Dacă nu este, excepțiile întăresc regula. Deci nu vreau să pun o povară care nu trebuie pusă pe umerii nimănui, pentru că nu vreau să o pun pe ai mei. Dar avem datoria să ne întrebăm de ce? Și să ne bucurăm, să profităm de asta, să fim alături de ceilalți, pentru că Dumnezeu nu se bucură de nimic din toate astea, chiar dacă sunt planul Lui și El plânge împreună cu noi și El doare împreună cu noi. Vă provoc, dacă credeți că merită, să încercăm să ne schimbăm perspectiva. Prin studiu biblic individual, prin cercetarea acestei probleme vitale, până nu este prea târziu pentru noi. Pentru că asta duce la foarte, foarte multe atitudini nepotrivite față de Dumnezeu. Făcând asta, împlinim versetul 12 și 13. Suntem obosiți, avem genunchii slăbălnogiți, cărările pe care le trasăm nu sunt dintre cele mai reușite și vedem lucrul acesta. Întăriți-vă, dar mâinile obosite și genunchii slăbănogiți. Croiți cărări drepte cu picioarele voastre, pentru ca cel ce șchiopătează să nu se abată din cale, ci mai degrabă să fie vindecat. Asta este calea spre vindecare. Nu incantații, nu altfel de lucruri. Vrei ca fratele tău să fie vindecat? Vrei ca cei din familia ta să fie vindecați? Întărește-ți mâinile. Întărește-ți genunchii slăbănogiți. Croiește o cărare dreaptă cu picioarele tale. Creștinismul este o cale foarte, foarte serioasă, dragii mei, și o cale grea. Și nu putem să mergem pe ea, și mă refer în principiu cu bătaie la calea aceasta a disciplinării, decât dacă avem o motivație foarte puternică. Am vorbit despre un model, despre o cale și despre o motivație vreau să vorbesc. Care a fost motivația Domnului Iisus? Bucuria care era pusă înainte. Ce-o fi bucuria asta care este pusă înainte? El va vedea rodul muncii sufletului lui și se va înviora. Dar plăcerea Tatălui, aprobarea Tatălui, voia Tatălui, oare nu este bucurie supremă? M-am gândit la multe variante. Poftim? Da. Da, și este lucru cel mai extraordinar, pentru asta a venit. Dar bucuria fiului este să vadă zâmbetul pe chipul tatălui. Aprobarea, dincolo de, nu știu, într-un mod extremis vorbind, dacă Domnul Iisus ar fi venit și nimeni nu s-ar fi convertit, nimeni nu l-ar fi crezut, mai avea el această bucurie? E o întrebare nepotrivită, iertați-mă. Da, toate împreună
ca să ducă pe mulți fii la slavă. Acesta este scopul pe care îl are Dumnezeu pentru noi. El, care a făcut toate lucrurile, a suferit ca să ne ducă pe noi la slavă, ca să fie căpetenia mântuirii noastre. Dragii mei, avem nevoie, așa cum avem nevoie în toate domeniile vieții noastre, de o motivație puternică, de un țel. Și asta lipsește multor creștini pentru că nu înțeleg lucrurile pe care le au. Înțelegem atât de puțin lucrurile pe care le avem în Dumnezeu Tatăl, în Fiul Său, Iisus Hristos, și în Dumnezeu Duhul Sfânt. Dacă am înțelege lucrurile acestea, am descoperi bucuria. C.S. Lewis are o carte, Surprins de bucurie. Bucurie cu B mare, pentru că bucuria este o persoană. Vă îndemn să o citiți. Este singurul lucru pentru care merită să te lași surprins. Și nu degeaba cuvântul folosește această sintagmă. Uitați-vă țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței voastre, care pentru bucuria ce era pusă înainte. Vom face toate lucrurile la care ne-am îndemnat astăzi, dacă vom avea înaintea ochilor această bucurie, dacă vom avea bucuria care este El pusă înaintea ochilor noștri, vom fi gata să facem orice, să suportăm orice pentru a ajunge acolo, pentru a ne bucura de adevărata bucurie. Dacă există un Dumnezeu, mă adresez celor care au îndoieli, El trebuie luat în serios. Tot ceea ce spune și tot ceea ce face, trebuie să ne asigurăm bine de aceste lucruri. Dacă ai o problemă cu învingerea păcatului, împotriviți-vă până la sânge, dacă te simți inconfortabil cu disciplinarea, nu l-ai înțeles încă pe Dumnezeu, nu l-ai înțeles așa cum trebuie. Nu crezi în El, nu mergi pe mâna Lui, nu crezi că te iubește cu adevărat. Da, nu înțelegem. Tocmai de aceea este vorba despre credință. Facă Dumnezeu din tine și din mine, alături de tine, din noi toți, o persoană care să completeze lista aceasta din capitolul 11. Lista este deschisă, ni se spune că nu s-ar putea, sunt mulți. Și tu și eu suntem chemați să fim acolo. Slavă Domnului dacă ești deja scris acolo. Dumnezeu să binecuvinteze dorințele noastre. Vreau asta pentru mine de la Dumnezeu. Dorește-ți lucrul acesta și să ne dorim unii pentru alții, ca să fim pe lista aceasta a celor care prin credință trec prin ceea ce Dumnezeu le rânduiește spre desăvârșirea, pentru a-i face părtași sfințeniei Lui, pentru a le dărui roada plină de pace a neprihănirii pentru slava Lui. Amin.